Să fii tânăr ca o torță, să fii tânăr ca un vis, galopând prin căi lactee, să schimb lumea în paradis. Bun găsit, stimați telespectatori, vă spune Fundația Județeană pentru Tinerile Dâmbovița la o nouă ediție a emisiunii Să fii tânăr, sunt Valentin Grigore și în ediția de astăzi, una specială de 2 ore, vom aborda un subiect destul de prezent în zilele noastre și destul de fierbinte, să spunem. Este vorba de inițiative legislative privind regimul juridic al Fundației Județene pentru Tineret și a Municipiului București și a Fundației Naționale pentru Tineret. Este un subiect de larg interes care a trezit interesul nu doar celor care au legătură cu Fundația Județene pentru Tineret, ci și societății în general, societății civile, organismelor societății civile, politicienilor, guvernului, parlamentului și așa mai departe. Nu că ar fi prima dată când se întâmplă acest lucru. Invitații mei de astăzi care au răspuns inițiativei de a veni să dezbatem acest subiect, o să vi-i prezint imediat. Dacă colegii ne pot arăta și imagine cu invitații de astăzi, avem 4 invitații. O să încercăm să prezentăm, iată, de la stânga la dreapta, de sus în jos. Este vorba de Cristian Ghingheș, coordonator de proiecte la Societatea Academică din România. Apoi Mihai Dragoș, vicepreședinte la Consiliul Consultativ pentru Tineret, Departamentul pentru Tineret al Consiliului Europei. Apoi avem pe Gabriel Carnariu, președintele Consiliului Tineretului din România și, nu în ultimul rând, Mihai Vilcea, reprezentantul Fundației Naționale pentru Tinere, președintele Fundației Independente pentru Tineret Timiș. Eu o să fac o scurtă trecere în revistă a ceea ce înseamnă, de fapt, Fundațiile Județene pentru Tineret, ce sunt ele, ca toți să înțeleagă, inclusiv cei care poate de-a lungul timpului nu ați fost la curent cu existența acestor structuri pentru tineret, o scurtă istorie la ceea ce a însemnat de-a lungul timpului inițiative legislative privind regimul juridic al acestor fundații și situația din prezent. Poate va suna puțin plictisitor, dar trebuie să vă spun ce înseamnă de fapt și ce sunt Fundația Județene pentru Tineret, conform prevederilor legii, decretul legii 150 din 1990, care este baza legală de înființare acestor Fundații Județene pentru Tineret și a Municipului București, legii 146 pe 2002 și legii tinerilor 350 pe 2006. În acestele se prevede faptul că Fundația Județene pentru Tineret și a Municipului București sunt persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice și fără scop lucrativ, care sunt înființate la nivelul fiecărui județ și a municipiului București. Acesta este statutul juridic al acestor structuri. Ele sunt alcătuite din reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de tineri de la nivelul fiecărui județ și a municipiului București, au o adunare generală în care sunt reprezentate aceste organizații care și-au arătat interesul de a adera la Fundația Județeană pentru Tineret și a municipiului București. Misiunea lor este să administreze patrimoniul pe care l-au primit în folosul tinerilor și organizațiilor de tineret, să contribuie la dezvoltarea de programe, proiecte și, de ce nu, și politici de tineret. Acum, în anii 90 a fost așa o mișcare, știți foarte bine, după, să spunem, Revoluția din 1989, după căderea regimului comunist, iată, s-a constatat că există un patrimoniu privat, așa era considerat la vremea respectivă, pentru că Uniunea Tineretului Comunist a fost o organizație obștească, a funcționat ca organizație obștească, deci de nivel de drept privat și pe vremea comunismului. După 1990 sau în 1990, statul, constatând că nu aparține statului acest patrimoniu, s-a hotărât prin decretul legii 150 înființarea acestor fundații județene pentru tineri și a municipiului București, care au preluat patrimoniul fostului UTC. Spune că au preluat, să zicem, din punct de vedere teoretic, vom vedea și dacă s-a întâmplat real acest lucru. Și astfel s-au format aceste fundații care funcționau după un regulament propriu de organizare și funcționare conform prevederilor decretului legii 150. De-a lungul timpului, și pot să vă spun din proprie experiență,
Eu fiind, după cum știți, și director de programe la Fundația Județeană pentru Tineret Dâmbovița, din 1994 am luat contact cu această fundație, care reprezentată în organizații neguvernamentale de tineret. Pot spune că în anii 90 a fost așa, destul de multă, să spunem, oarecum nebuloasă, așa cum era toată țara, se așezau structurile, se reorganizau structurile statului. Cam așa s-a întâmplat și cu fundațiile județene. Pentru unele perioada aceea rămâneau nebuloase, pentru altele sunt mai clare. Cert este că după vreo 3-4 ani de zile au început să se mai așeze lucrurile la Fundația Județeană pentru Tineret și din punct de vedere al transparenței, să spunem, pentru că decretul legii 150 era foarte, foarte sumar redactat. S-a luat inițiativa elaborării unei legi speciale a acestor fundații. Eu am făcut parte din Comisia de Dialog și de Lucru cu Camera Deputaților pentru legea 146 din 2002. A apărut această lege în 2002 pe 1 aprilie, numai că imediat, la câteva luni de zile, premierul de atunci, Adrian Năstase, a venit cu ordonanță de urgență 166 pe 2002 și, deși în teorie și în definiția din această ordonanță, ca și în legea 146, a păstrat definiția acestor structuri ca fiind independente, autonome, nepolitice și așa mai departe, totuși în paragrafele următoare ale 166 politiza complet aceste fundații, le desființa adunarea generală, adică forul de conducere democratic în care erau reprezentate organizațiile de tineret, această adunare generală era desființată, se forma un consiliu de conducere de către Consiliul Județean, deci o instituție eminamente politică, unde liderii sunt aleși politic. Consiliul Județean venea în Consiliul de Conducere al Fundației cu 3 reprezentanți care alegeau la rândul lor 2 reprezentanți de la fundație, de la organizațiile neguvernamentale. Deci total întors pe dos față de definiția din lege păstrată, cum că sunt autonome, apolitice, independente și așa mai departe, de fapt se politizau până la maximum aceste structuri, iar dacă acest lucru nu se întâmpla în 30 de zile, patrimoniul trecea la Consiliul Județean. Vreau să finalizez această prezentare pentru că este foarte important să știm contextul în care vom discuta. Cert este că timp de 18 ani nimeni nu a aplicat această ordonanță de urgență, atât de urgent a fost că n-a fost aplicată de nimeni, deși au existat câteva inițiative, totuși nu și-a asumat nimeni răspunderea să o aplice, deoarece practic se intervenea din punct de vedere politic, se politizau niște structuri ale tinerilor, să zicem, structuri pentru tineret care erau independente, autonome și private, da, era o proprietate privată acest patrimoniu. Nu s-a aplicat timp de 18 ani această ordonanță de urgență, au mai fost câteva inițiative pornite și de la fundații și din altă parte, vorbind de un PLX, o inițiativă legislativă care a tot s-a perindat prin Parlament ani de zile, pe la comisii, am fost și noi la negocieri, numai că iată anul 2020 ne-a prins cu această prevedere. Între timp, în 2006 a apărut legea tinerilor 350/2006, care a pus din nou la locul lor adunările generale în cadrul fundațiilor pentru tineret, le-a redat independența, le-a redat structura și structura democratică de conducere, deci s-au așezat lucrurile la punct, s-au pus la punct prin legea tinerilor. Iar recent, noul guvern, prin reprezentantul Ministerului Tineretului și Sportului, domnul ministru Stroie, a avut această inițiativă, așa cum a promis la investitură, că va lămuri lucrurile cu Fundația Județeană pentru Tineret destul de repede. Și a venit cu această inițiativă de a elabora, de a emite regulamentul de aplicare a Ordonanței de Urgență 166. Din întâmplare, acest lucru avea loc exact pe perioada de pandemie, când nu se puteau mișca mare lucru în țară, știți foarte bine. Și atunci, la intervențiile fundațiilor și alte organisme, a fost amânată. Au avut loc și 2 întâlniri la minister în cadrul Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret, unde s-au abordat aceste subiecte. Și în cele din urmă se pare că acest demers se va finaliza cât de curând, probabil pentru o nouă ordonanță de urgență. Am participat la acest Consiliu Consultativ de 2 ori. Cert este că ideea generală a celor prezenți, de la fundații, de la organizații de tineret, care nu au legătură cu fundații, de la structuri care au chiar ceva împotriva fundațiilor, da? Pe drept sau pe nedrept, putem să spunem așa, împreună cu o campanie din presă. Ideea generală a acestei consilii consultative a fost să se mențină actuala formă a Fundației Județene pentru Tineret, în care tinerii prin organizație de tineret să poată decide despre această fundație, să nu se politizeze această fundație, să găsească mecanisme de colaborare reciprocă.
Și doar o singură remarcă vă mai spun. În paralel cu această inițiativă a Guvernului prin Ministerul Tineretului și Sportului, s-a depus nu de mult o inițiativă legislativă în Senat, prin care câțiva parlamentari tineri au fost scoși în față, de la PSD cei mai mulți, nu o să-i numesc, deși avem numele lor aici, doi de la USR, unul de la PMP și unul de la Pro-România, au venit cu o inițiativă legislativă, nici mai mult, nici mai puțin, de desființare a Fundației Județene pentru Tinere și trecerea patrimoniului, practic confiscarea patrimoniului și trecerea la Consiliul Județene. Cam aceasta este poziția în momentul de față a Guvernului, a Parlamentului, a politicienilor. Vom cunoaște și poziția societății civile, a reprezentanților tinerilor, a altor reprezentanți față de acest subiect, așa că, dragi invitați, îmi cer scuze că a fost așa destul de lungă această prezentare, dar era nevoie ca telespectatorii să cunoască contextul în care ne aflăm în acest moment. Și aș vrea să vă rog să prezentați poziția voastră. Aș începe cu Mihai Dragoș și el a mai avut și are o astfel de experiență, pentru că în vremea când a fost președintele Consiliului Tineretului din România s-a preocupat și de această problematică. Acum, iată, este vicepreședinte la Consiliul Consultativ pentru Tineret, Departamentul pentru Tineret al Consiliului Europei, și aș vrea să ne spună părerea lui despre această situație care, recunoaștem, a generat foarte multă energie în spațiul public românesc și toți cei patru prezenți de față aici, invitați, sunt activi din acest punct de vedere. Mihai, te ascultăm dacă vrei să ne spui ceva. Da, sigur. În primul rând, mulțumesc mult pentru invitația la emisiune. Mă bucur că suntem aici în acest format și mă aștept să avem discuții interesante. La Consiliul Europei sunt vicepreședinte al Consiliului Consultativ pentru Tineret, care este o structură subordonată a Comitetului de Miniștri. Asta înseamnă că noi, mă rog, transmitem propuneri de decizii către ei împreună cu reprezentanții guvernelor. Probabil că lumea nu știe foarte bine structurile, n-aș insista pe asta foarte mult. Ce aș vrea să spun este că înainte să activez în cadrul Consiliului Europei, am fost președinte al Consiliului Tineretului din România și, într-adevăr, timp de câțiva ani am avut în atenție și acest subiect. Și ce pot să spun este că vedem cu toții că există probleme în cadrul fundațiilor. Și bineînțeles că există și exemple de reușită. Poate că cel mai evident exemplu de reușită este cazul FIT și sigur Mihai o să detalieze în acest sens, care beneficiază și de certificatul de calitate pentru centre de tineret acordat de Consiliul Europei. Însă sunt două aspecte principale, cumva, care cred că sunt importante pentru discuție. În primul rând, cine ia deciziile? Și aici, punctul meu de vedere, în mod cert, este acela că organizațiile de tineret sunt cele care trebuie să ia deciziile în cadrul fundațiilor pentru tineret. Și în al doilea rând, ce se întâmplă efectiv în spațiile fundațiilor pentru tineret. Și aici cred că este destul de clar pentru toată lumea că soluția ideală este ca aceste spații să fie folosite pentru activități pentru tineret. Ei, pentru că acest lucru să se poată întâmpla, este nevoie să discutăm și despre resurse și să discutăm și despre responsabilitate. Pentru că uneori problema se pune strict din punct de vedere al responsabilității. Dom'le, nu se întâmplă destule activități pentru tineret, înseamnă că oamenii sunt răi. Ok, poate că sunt și unii oameni răi cu ghilimele de rigoare, în sensul în care nu sunt interesați la unele fundații pentru tinere din țară să lupte pentru mai mult, însă cu siguranță foarte mulți au dificultăți serioase pentru a asigura finanțarea necesară. Și poate nu vorbim, nu știu, de orașele mari unde poți să obțină venituri din administrarea clădirii, de exemplu, din chirii destul de consistente sau unde sunt oameni care își construiesc o experiență și ulterior pot să atragă fonduri și resurse, însă sunt foarte multe orașe mai mici unde aceste lucruri sunt mai dificil de realizat. Și atunci trebuie să avem în vedere ce facem pentru ca, într-adevăr, aceste clădiri să poată fi folosite pentru tine și în momentul în care există soluții să ne uităm dacă sunt în continuare unii care nu le folosesc pentru asta, de ce nu le folosesc și eventual să-i tragem la răspundere. Aș mai adăuga aici că, într-adevăr, fundațiile au moștenit o parte a patrimoniului fostei Uniunea Tineretului Comunist. Este vorba de acea parte care nu a fost constituită din donații din partea statului.
ci a fost constituită din, mă rog, veniturile din cotizații, veniturile din așa zisa muncă patriotică a membrilor foste în Uniunea Comunistă și așa mai departe. E într-adevăr, unul din subiectele principale este acest patrimoniu, însă și discuția de patrimoniu versus fundațiile județene pentru tineret ca persoane juridice trebuie separată. Da? Pentru că fundațiile nu există doar în județe cu patrimoniu, nu toate fundațiile au un patrimoniu în administrare și evident că orice decizie care afectează fundațiile afectează toate aceste tipuri de structuri. Tocmai de aceea cred că și aici, după cum spuneam, discuția trebuie purtată pe două paliere. În orice caz, fiind vorba despre structuri neguvernamentale, care sunt entități private, fie ele și de utilitate publică, nu cred că putem să vorbim de o intervenție a statului în sensul dizolvării prin lege sau, nu știu, de sancțiuni de această gravitate aplicată în afara instanțelor de judecată. Adică dacă sunt probleme grave, trebuie să existe metode prin care poate și autoritățile publice să sesizeze instanțele, însă nu putem să spunem că o fundație cu rea intenție nu a folosit patrimoniul pe care îl are cu, sau nu a derulat o activitate pentru tineret, fără ca acest lucru să poată fi controlat de o instanță de judecată. E că în funcție de gravitatea sancțiunilor trebuie să ne uităm și cine poate să le aplice și să ținem cont că aici vorbim despre viața unor entități juridice și niciun fel de entitate juridică nu ar trebui să fie supusă unei, nu știu, hărțuiri, să spun așa, din partea statului, fără să se poată apăra. Dar oricum, ideea principală este că avem nevoie și de sancțiuni posibile. Evident că unele sancțiuni pot să fie și pe cale administrativă sau unele obligații care se verifică de către, nu știu, Ministerul de Resort sau de către autoritățile locale, însă trebuie să discutăm și cum pot fi atrase resurse și ce soluții avem pentru ca aceste clădiri să fie sustenabile. Ele costă bani. Dar paza nu se plătește singură, apa nu se plătește singură, gazul nu se plătește singură, încălzirea nu se plătește singură, toate avizele necesare și eventualele modificări ale clădirilor ca să poată obține avizele ISU și așa mai departe, dar nu se obțin singure. Și aici probabil că Mihai o să vorbească mai mult despre genul ăsta de provocări, însă cu siguranță trebuie să ținem cont că este un factor extrem de important și ideea este să găsim un echilibru între ce înseamnă posibilități de tragere la răspundere a fundațiilor sau conducerilor fundațiilor și măsuri de sprijin pentru ca acestea să poată într-adevăr să-și exercite rolul pentru care au fost create. În ceea ce mă privește, mi-este foarte clar că organizațiile de tineret trebuie, prin delegațiilor, trebuie să fie principalii decidenți. Ca propuneri, mă rog, putem să ne gândim la forme de implicare a autorităților locale, poate și în decizii, nu știu în ce măsură am putea să avem linii de finanțare dedicate sau poate chiar o formă de parteneriat public-privat în care fundația și autoritatea locală, în condiții de finanțare stabilite clar prin contract, își asumă fiecare obligație. Fundația că pune la dispoziție spațiile pentru activități pentru tineret și autoritățile locale implicate în acest parteneriat că finanțează întreținerea clădirii și finanțează și partea de activități. Și atunci, într-adevăr, putem să vorbim și despre un mecanism de, nu știu, o decizie pe ce se întâmplă acolo. Dar a venit pur și simplu statul și a scoate organizațiile afară sau a se impune cu majoritate în structuri de conducere ale fundațiilor, cu siguranță este inacceptabil din punctul meu de vedere. Da, mulțumim pentru această exprimare, pentru această poziție. Într-adevăr, în momentul în care, să zicem că statul intervine forțat prin lege, prin Consiliul Județean, în structura de conducere a fundației, așa cum s-a intenționat cu 106, deja nu se mai poate vorbi de apolitice, independente politici și de o subordonare, să zicem. Pe de altă parte, iată, parteneriatul public-privat care ar putea, să zicem, permite intervenția și chiar și un control al unei autorități asupra activității fundației, asupra fondurilor și așa mai departe,
Sigur că fundațiile județene ar trebui să aibă și o formă prin care să fie transparente, să-și publice rapoarte de activitate, să se vadă ce se întâmplă acolo. Este absolut normal să întâmple lucrul acesta, dar de aici până a veni, să zicem, cu dizolvarea sau cu controlul politic, este o cale destul de lungă. Acum, o singură observație, mai spuneam, îmi cer scuze că intervin. Evident că un astfel de parteneriat ar fi opțiunea părților implicate, adică nu, mă rog, nu m-aș gândi la soluția asta ca fiind obligatorie pentru fundații. Și acele fundații care au dificultăți și aleg să accepte un astfel de mecanism partenerial sau poate face ca soluție pentru asigurarea de resurse, pentru că poate unele nu au nevoie de, nu știu, astfel de soluție și atunci pot să aleagă să nu intre într-o astfel de structură și să atragă resurse pe alte căi. Da, bineînțeles că ținând cont și de faptul că, iată, bugetele locale sunt oricum destul de împovărate și dacă totuși e ceva care funcționează, nu trebuie să vii să-l strici, pentru că așa cere nu știu cine. Bun, acum l-aș ruga și pe Gabriel Carnariu să ne spună, din perspectiva Consiliului Tuietii din România, Gabi, să zicem că nu are o vechime încă destul de mare pe acest post, dar iată, de prima dată de când a devenit președinte, totuși s-a confruntat din plin cu astfel de probleme. Gabi, ai participat și la Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret la Ministerul Tineretului și Sportului, unde s-a discutat pe această temă. Știu că ți-a prezentat clar poziția pe care, să zicem, o are Consiliul Tuietii din România față de această inițiativă, față de această problematică. Te rugăm să ne spui și punctul tău de vedere. Mulțumesc foarte mult, Vali, pentru invitație. Salut colegii din țară. Într-adevăr, e un subiect destul de interesant pentru tineri, în mod special. Eu o să încerc să abordez cumva un limbaj pentru toți muritorii de rând. Așa cum am preluat și eu cumva subiectul ăsta al fundațiilor, nu de foarte mult timp, adică de vreo câteva luni, cumva ușor încerc să-l înțeleg și vreau să transmit un mesaj foarte clar mai departe tinerilor care ne urmăresc și organizațiilor în mod special care în principiu sunt afectate, sunt vizate de anumite decizii care ar putea fi luate de către reprezentanții autorităților centrale. Tinerii au nevoie de aceste spații și tinerii au dreptul să participe în cadrul acestor spații puse la dispoziție de către fundații pentru tineret. Poziția Consiliului Tineretului din România referitor la regimul juridic al Fundațiilor Județene pentru Tineret, respectiv Fundația Municipiului București, este una progresistă, dacă aș putea să spun așa, în ideea în care ne dorim, la nivel de Consiliul Tineretului din România, o reformă. Suntem conștienți de faptul că este necesară o reformă în rândul fundațiilor. Însă această reformă trebuie realizată și trebuie să fim conștienți de acest lucru. Trebuie să fie realizată doar stând împreună la aceeași masă și discutând despre soluțiile pe care fiecare le avem și ajungând fiecare la un numitor comun, care să mergem mai departe și să soluționăm cumva problema în care ne aflăm pe această specie. Desigur că reforma fundațiilor pentru tineret nu trebuie să scoată în afara, nu trebuie să presupună mai degrabă scoaterea în afara conducerii fundațiilor a organizațiilor pentru tineret. Mai exact, adunării generale. Adică e foarte important ca for de decizii în cadrul adunării, ca for de decizii în cadrul fundațiilor pentru tineret să rămână adunarea generală. Ei bine, dacă e să ne gândim la regulamentul care cumva este încercat în acest moment să fie adoptat de către Ministerul Tineretului și Sportului, prevede practic să înlăture adunarea generală, să înlăture mai exact organizațiile pentru tineret, asociațiile care desfășoară activitățile cu tinerii la firul ierbii, să ne înlăture de la decizia fundațiilor și să ne trezim la conducerea fundațiilor cu 5 persoane fizice alese de către Consiliile Județene din fiecare comunitate, în mod special acolo unde există fundații județene pentru tineret. Suntem conștienți că este importantă o reformă, repet, dar nu trebuie să scoatem asociațiile de tineret din sfera de decizie a fundațiilor. Adică să nu vorbim mai exact de naționalizare, așa cum din păcate observăm inițiativa parlamentară, aceea de a dizolva efectiv fundațiile pentru tineret, să terminăm cu totul și să terminăm cu ce înseamnă patrimoniul către la administrarea statului român. Statul român care nu a demonstrat în ultimii 30 de ani
faptul că aș fi capabil în vreun fel să administreze vreun patrimoniu pentru tinere și ca drept dovadă avem foarte multe patrimonii administrate de către Ministerul Tineretului și Sportului, cum ar veni și nu numai, tabere studențe și tabere pentru tineri și multe alte clădiri care sunt foarte protagonizate. Atunci, în ce măsură putem să avem noi încredere noi tineri, noi reprezentăm tinerilor în statul român care ar putea să gestioneze un act de patrimoniu. În acest motiv e foarte important ca fundațiile să fie sub coordonarea adunării generale, în special sub coordonarea organizațiilor deși pentru tineret. Repet, e foarte important ca tineri să aibă acces în acele spații. E foarte important ca statul român să intervină și să fie un real partener pentru fundațiile pentru tineret din țară. Nu ne putem aștepta noi ca societate ca aceste fundații să poată să-și desfășoare activități dacă ele nu sunt sprijinite. Nu putem aștepta ca fundațiile să nu închirieze spații în condițiile în care ele au fost. Numai cineva care n-a fost măcar pentru o singură zi în poziția de conducere a unei fundații n-ar putea înțelege necesitatea unor astfel de lucruri în fundații. E foarte important să înțelegem acest lucru, că din perspectivă de management, fundațiile sunt ușor de întreținut. Dar soluția nu este să dizolvăm fundațiile și să permitem tot acel patrimoniu la stat, în condițiile în care statul român a demonstrat în 30 de ani că este incapabil să gestioneze acest patrimoniu pentru tineret. Din acest motiv, cred, tinerii au nevoie să aibă acces la aceste spații, organizațiile de tineret au nevoie de acele spații, au drept să participe la luarea deciziilor în acele spații, lângă faptul că tinerii participă la programele desfășurate în acele fundații, pe lângă faptul că participă trebuie să ia parte și la decizii. În acest punct de vedere, CTR-ul are o funcție foarte clară. Tinerii trebuie să fie parte a deciziei în cadrul fundațiilor pentru tineret. Cam atât deocamdată, dacă vreți să continuăm discuția pe parcurs. Da, mulțumesc, ca să putem să oferim posibilitatea tuturor să-și pună părerea. Doar o singură remarcă, pentru că iată, sunt destul de vechi, să zic, din 1994, cam știu prin ce au trecut fundațiile. Trebuie să vă spun că din 1994, de când am cunoștință ce se întâmplă la Dâmbovița, unde lucrurile n-au fost chiar pe roze la început și din punct de vedere a transparenței și așa mai departe, trebuie să vă spun că până în acest moment nu cred că a fost un an de liniște în care fundațiile să aibă liniște să poată face activitatea așa cum cred ele de cuvință. Întotdeauna a fost o inițiativă mai mare sau mai mică la nivel local de preluare abuzivă, de intervenție din partea unor structuri politice de a deține controlul, de a prelua chiar spațiile respective până la nivel central. Eu vă spun că nu cred că a fost un an de liniște niciodată. Ceea ce mă surprinde este că toate aceste inițiative locale sau naționale, politice, la nivel local sau național, nu au vizat decât preluarea patrimoniului. Atât. Nimeni nu a venit niciodată cu o propunere concretă de lucru, de ajutor, de să se intereseze, să facă un studiu, să vadă ce au nevoie aceste fundații, ce funcționează, ce nu funcționează, de ce nu funcționează așa de bine cum ne-am dorit, de ce unele nu au patrimoniu preluat, deși el a existat în 1990, n-a ajuns să fie preluat pentru că alții au încălcat legea și n-au vrut să le predea. Deci nimeni nu a venit cu această așezare, ci toată lumea a venit pe poziție de forță, preluăm patrimoniul, desființăm fundațiile sau le controlăm politic și atât. Deci vă spun din propria experiență din 1994 până acum. Acum aș vrea să ofer cuvântul lui Cristian Ghingheș și de la Societatea Academică din România, este curator de proiecte. Știu că Cristian a avut câteva poziții luate de pe poziția de jurnalist, a publicat pe site-ul României Curate câteva poziții, câteva din părerile proprii bănuiesc despre aceste fundații, așa că l-am invitat și mă bucur că a venit, a primit invitația noastră, a răspuns pozitiv și aș vrea să ascultăm și poziția lui Cristian Ghingheș. Vezi că nu te auzim, Cristian, nu te auzim, cred că nu e activat microfonul, se întâmplă ceva. Mai devreme te-am auzit. Nu te auzim, nu? Colegii, haideți să încercăm să vedem ce se întâmplă. Mai devreme l-am auzit la teste. Da, ia, Cristian, să vedem dacă te auzim acum. Colegii spun că ar trebui să te auzim.
Te rog să mai refaci o dată operațiunea de mai devreme. Să scoți căștile, să le reintroduci, probabil că browserul tău a detectat ceva acolo care nu este în regulă. Deci refacem procedura și acum sperăm să te auzim. Ia să vedem. Spuneam... Da, încercăm să vedem dacă l-auzim pe Cristian Ghingheș. Te rog să facem o dată. Da, acum te auzim. Da, bun, mă bucur. Mulțumesc în primul rând pentru invitație. De ce să nu accept până la urmă invitația? Mie îmi plac provocările. Chiar dacă este în 4-1 în acest platou virtual, ca să zic așa. Da, nu cred, te rog să nu e chiar așa, că deocamdată n-a zis nimeni nimic. De împotriva ta. Nu, dar nu împotriva mea. Nu, eu zic 4-1, mă refer la raportul de forțe pro-fundații sau, mă rog, pro-status quo fundații așa cum sunt astăzi controlate și conduse versus reformă în fundații, cum zicea Gabriel mai înainte. Că se pare că toți antevorbitorii mei sunt de acord cu faptul că trebuie făcut ceva, dar dacă mă uit la Mihai Dragoș, care a fost președinte al CTR câțiva ani, nu s-a întâmplat nimic cu fundațiile, chiar dacă aceste fundații au făcut parte din CTR, și acum mă uit la Gabi Carnariu, care la începutul mandatului a promis o serie de lucruri și se pare că a fost preluat sub aripa bătrânilor, dinozaurilor din fundații și a cam uitat pe drum așa țelul și rostul pentru tineri, dar mă rog, asta e opinia mea personală. Într-adevăr, am început pe site-ul România Curată, dar și în cadrul Societății Academice din România, o analiză privind infrastructura de tineret în general. Și una dintre aceste componente din infrastructura de tineret este inclusiv tot acest patrimoniu UTC care este administrat de fundațiile pentru tineret. Deci eu nicio secundă nu am vizat o structură sau alta, ci pur și simplu m-am uitat la acest patrimoniu, cum este el folosit în toate colțurile țării. Și campania pe urmele averii tinerilor, asta și-a dorit să pună pe hartă și să pună și în lumină, cu mărturii din presa locală, cu declarații, dar și cu o situație de la firul ierbii, ce se întâmplă cu acest patrimoniu. Și ce am constatat noi este că avem o lege din 2002 care nu este aplicată în continuare și din start aici avem o mare problemă, pentru că din câte știu și antevorbitorii mei, dar și cei prezenți aici în platoul virtual, cumva sunt cu statul de drept, dacă când vine vorba de aplicarea legii care se controleze într-un fel sau altul pe ei sau pe structurile pe care le reprezintă, statul de drept nu mai e bun sau aplicarea legii nu mai e bună. Deci când vine Ministerul Tineretului și vrea în sfârșit să aplice legea, să scoată la suprafață acele nereguli, pentru că s-ar putea să fie în țară, vorba unora, poate situații mai fericite, nu zic perfecte, poate situații mai fericite, dar din articolele noastre se poate observa foarte clar cum avem exemple de foarte rea practică. Avem patrimonii întregi pe care găsim blocuri, pe care găsim cafenele, găsim baruri, găsim agenții de turism, găsim hoteluri și găsim venituri până la urmă care ajung în buzunarele unor domni și doamne de o vârstă înaintată până la urmă și nu ajung la tineri. Avem cazuri, de exemplu, și pe la Suceava. Avem la Suceava tineri care, din păcate, nu au acces la patrimoniu, ci se plâng cei de la Consiliul Elevilor. Iarăși, ca să trecem în revistă, așa, în general, o parte dintre chestiunile pe care le-ați ridicat și dumneavoastră mai devreme, din start, eu am spus-o și aceste fundații sunt o creație ilieșiană. Deci, a venit regimul Iliescu FSN 90 și se pare că unora le place în continuare, chiar dacă îi auzi toată ziua cu mineriade și cu alte povești, lor le plac în continuare aceste creații ilieșciene, care ce au făcut? Au luat patrimoniul de la stat și l-au dat unor structuri abia înființate, unor structuri care și astăzi sunt conduse, așa cum am arătat recente de pe România Curată, de oameni care au o medie de vârstă de 50 de ani. Deci găsiți lista, este publică și chiar este cumva ironic faptul că inclusiv această emisiune vrea să pună o lumină asupra tinerilor, dar este, mă rog, moderată de persoane care totuși sunt de vârstă. Dar nu asta este problema principală. Deci avem din start, la vârful CNFT-ului avem 48 de ani, avem la București
63 de ani, care acel domn m-a dat în judecată, ca să fie clar. Și am avut proces și am câștigat primele termene. S-a menționat aici faptul că există probleme în cadrul fundațiilor, că foarte mult contează cine ia deciziile. Păi haideți să ne uităm astăzi cine ia deciziile în aceste fundații. Repet, media de vârstă, am făcut o scanare la nivel național, la fundațiile active mă refer, și avem o vârstă de 50 de ani, deci la vârful fundațiilor. Și nouă ne vorbesc anumiți reprezentanți ai tinerilor de faptul că fundațiile trebuie să rămână la tineri. Eu sunt total de acord cu asta. Sau mă rog, nu fundațiile, patrimoniul trebuie să rămână la tineri. Eu tocmai asta susțin, că patrimoniul trebuie să ajungă în folosul tinerilor, trebuie accesat de tineri și nu sunt fanul unor soluții legislative care să pună politicul mai presus de tineri, Doamne ferește. Dar se pare că s-a realizat o blocadă în sectorul de tineret, o blocadă care tocmai asta susține, să se continue pe aceeași linie. Deci auzim și am auzit, de exemplu, am auzit de la Mihai Dragoș, de-a lungul timpului, la summiturile tinerilor și am dat dreptate atunci. Da, că vom face reformă în zona fundațiilor, că vom pune bătrâni acolo unde este lor locul, că îi vom mai scoate din scenă, că vom încerca să dăm patrimoniu tinerilor. Ok, chiar m-am bucurat să aud asta. Țin minte că asta am auzit-o când venea și pe la Bacău, atunci când am făcut demersul privind capitala tineretului aici, în calitate de consilier local, independent. Și atunci a spus asta și chiar mă bucuram de faptul că CTR-ul o luase pe această direcție. Dar între timp, se pare că CTR-ul nu numai că a făcut o blocadă în acest sens, intervenind grosolan și se vede lucrul ăsta, intervenind tocmai pentru neaplicarea legii și intervenind pentru menținerea acestei stări de fapt. Menținere a stării de fapt care duce la următorul lucru. Avem prejudiciu, de exemplu, la București, constatat de procurorii DNA, de 6 milioane de lei, privind devalizarea Cristian, patrimoniului UTC. Trebuie să te întrerup pentru că trebuie să-mi fac oficiile de moderator. Deci te rog, în momentul în care vii cu astfel de afirmații, trebuie să dovedești acum pe loc. Da, da, da. Acum te rog, da, să dovedești, te rog să dovedești aceste afirmații, dacă nu, sunt nevoit să te întrerup pentru că așa e legea DNA-ului. Vă invit să căutați pe Google și să vedeți ce spun. Nu, să ne prezinți acum ce DNA-ul mă obligă pe mine să cer în acest moment dovezile în afirmațiile pe care le faci, așa mă obligă DNA-ul. Dacă nu le ai, te rog să trebuie să te întrerup. Le am. Da, te rog să le arăți. DNA-ul spune asta. Te rog să le arăți. Spune asta. Cristian, te întrerup pentru că nu te mai pot lăsa să continui. Pentru că nu ai aceste dovezi în acest moment, dacă le ai, trebuie să le prezinți acum în acest moment, dacă nu, trebuie să te întrerup. E pe calculator, nu poți să vă arăt așa. Nu, deci dacă nu le ai, nu le ai. Bun. Nu știu, vă arăt articolul. Te rog să continui dacă vrei să mai spui ceva, dar te rog să te oprești aici cu acuzele pentru că nu ai dovezile în acest moment. Nu o spun eu, mă obligă CNA-ul, da? Vezi că ți-a întrebat iarăși. DNA, uitați! Deci procurorii DNA, uitați, DNA vrea să redeschidă dosarul afacerilor imobiliare de la Fundația de Tineret a Municipiului este altceva, București. Vrea să deschidă dosarul, Cristian, News online. De ce vorbim aici? Deci, în acest moment nu ai aceste dovezi, sunt obligat ca moderator să te opresc, să spun în vedere că nu ai prezentat dovezi pentru aceste afirmații, ca urmare te rog să mergem puțin mai departe. Pus pe tapet dosarul DNA imediat, frica! Așa se pare, că e frica, a apărut frica, așa mă obligă legile CNA-ului. Deci CNA mă obligă, dacă nu te opresc, trebuie să stai microfonul, n-am ce să fac. Asta e. Vă citez. Două secunde, vă rog, vă citez. Deci nu ai dovezile necesare, te rog. Ba da, uitați, vă citez din ceea ce spun procurorii. Vreți să vă citez? Deci am zis să-mi prezinți dovezi. Păi da. Trebuie să luăm și scurtă pauză de publicitate. Eu aș vrea să rămâneți în acest format pentru a nu rupe firul. 4 versus 1, nu știu, mai aduceți unul. Time out. Dar deci eu v-am spus, te rog, uitați, să nu fii răutăcios, pentru că nimeni nu te-a oprit să vorbești. Ai avut microfonul liber, ai spus ceea ce ai dorit, dar în momentul în care nu poți să aduci dovezi la acuzele pe care le faci și CNA-ul mă obligă să te întrerup, pentru că amenda o plătesc eu, nu o plătești tu. Așa că în acest moment va trebui să luăm o scurtă pauză de publicitate. Rugămintea mea e să rămâne în acest format pentru a putea continua după pauza de publicitate.
să lăsăm pe Cristian Ghinghe să termine ceea ce are de spus, bănuiesc că mai are ceva de spus, și să luăm și ultimul invitat, părerea lui, după care vom face o mică dezbatere în acest format de 4. Stimați spectatori, o scurtă pauză de publicitate, vedeți că spiritele s-au încins deja, este un subiect de interes, așa că revenim după publicitate. Emisiunea Să fii tânăr, din nou direct în studioul Columna TV. Iată, dezbatem un subiect de interes. Lucrurile sau spiritele s-au încins aici, în studioul Columna TV. Vorbim despre inițiative legislative privind regimul juridic al Fundației Județene pentru Tineret și a Municipiului București și a Fundației Naționale pentru Tineret. Este o, să zicem, o problematică abordată de-a lungul celor 30 de ani de existență a Fundațiilor Județene pentru Tineri și a Municipiului București, în mai multe rânduri. Întotdeauna a fost un subiect așa, în continuă mișcare, fără să așeze odată, ca să ofere posibilitatea părților să se poată dezvolta, să facă ceva concret. Invitații mei de astăzi o să vii prezint, pentru că, iată, partea a doua emisiunii se va desfășura tot în acest format. De sus în jos, de la stânga la dreapta, vorbim de Cristian Ghinghe și coordonator de proiecte la Societatea Academică din România, Mihai Dragoș, este vicepreședinte la Consiliul Consultativ pentru Tineret, Departamentul pentru Tineret al Consiliului Europei. Gabriel Carnariu este președintele Consiliului Tineret din România și Mihai Vilcea este reprezentantul Fundației Naționale pentru Tineret și președintele Fundației Independente pentru Tineret din Timiș. Înainte de publicitate, am ascultat părerea și poziția pe care a avut-o Cristian Ghingheș. Vă rog, dacă mai are ceva de spus, să continue, dar să facem în așa fel posibil să oferim posibilitatea și celorlalți să se exprime. Directorul, să da, continui, mulțumesc. Cristian. Mă auziți? Da, te auzim foarte bine. Bun. Ceea ce am relatat eu este doar ceea ce spun procurorii. Sigur, acolo sunt niște fapte care sunt presupuse, deci se află în etapa de cercetare. Doar am vrut să scot în evidență faptul că sunt tot felul de astfel de practici la nivel național, în diverse județe ale țării. Vedem fundații desființate, vedem fundații care nu și-au depus auditul, deci auditul care este o chestiune legală obligatorie, chiar și dumneavoastră la Fundația de Tineret a județului pe care reprezentați, v-am trimis o cerere din partea Societății Academice din România pentru un articol, pentru că va urma pe hartă și un articol despre județul dumneavoastră, despre patrimoniul de acolo, și încă nu am primit răspuns. Am primit în schimb un răspuns de la FTMB, de la București, cum că nu au audit, dar au o comisie de cenzori. Deci se întâmplă tot felul, dar ei au și-au justificat acest răspuns, culmea, pe legea 146 a fundațiilor pentru tineret. Deci când e vorba de un răspuns care să ne convină pe legea fundațiilor, îl dăm așa. Dacă când e vorba de adunare generală, că vrem să o menținem pe lângă lege, cum a spus Gabi Carnariu, că trebuie să avem în continuare adunare generală, menționăm frumos legea tinerilor, dar să nu uităm că legea după care sunt organizate aceste fundații este legea 146 a fundațiilor pentru tineret și ea trebuia și trebuie aplicată. Adică trebuie să avem un regulament dat de Ministerul Tineretului, să avem Consiliul de Conducere și așa mai departe. Pentru că așa e legea. Dacă unii vor să o schimbe, foarte bine. Dar cred că o ordonanță de urgență este nu doar un act iresponsabil. O ordonanță de urgență în sectorul tineretului, fără dezbatere publică, dar și cu o inițiativă legislativă în Parlament în acest sens, nu doar că va fi neconstituțională, dar va arăta disperarea unor oameni care vor efectiv să scape de controlul unor factori publici sau chiar de controlul unor autorități judiciare, să nu dea socoteală pentru ce au făcut cu patrimoniul. Prin ce au făcut mă refer la cafenele, blocuri, tot felul de business center-uri unde își desfășoară activitatea și o serie de structuri federative și cine se simte treaba lui. Deci despre asta vorbim, despre neaplicarea legii și despre presiuni intense, presiuni repetate ca legea să nu fie aplicată și cele din urmă să cadă în picioare acești factori care numai interesul tinerilor nu-l au în vedere. Desigur, cu mici excepții, poate că există excepții, dar noi ce vedem este un jaf generalizat la nivel național și
campania din noastră. Din nou te rog să vii cu probe, dacă nu trebuie să te împrumut, să te întrerup cu acest jaf generalizat. Este o sintagmă pe care am auzit-o de multe ori, ea n-a fost probată niciodată și dacă ai în acest moment, dacă ai probe, trebuie să te prezinți, dacă nu, te rog să te oprești, este datoria mea să te pun. Păi văd blocuri, văd cafenele pe patrimoniu. Și ce înseamnă jaf generalizat, la ce te referi? Păi nu-l văd în interesul tinerilor, văd numai cafenele. Deci asta e părerea ta, nu că există probe în acest sens, așa că neavând probe, te rog să te oprești cu această afirmație. Din punctul meu de vedere e un jaf generalizat, dar și tinerii din acele. Dar ce înțelegi prin jaf generalizat? Te rog să spui ce înțelegi prin jaf generalizat și încă o dată să aduci probe. Dacă nu, sunt nevoie să te întrerup pentru că nu ai dovezi pentru așa ceva. Ce văd prin jaf generalizat este ce se întâmplă cu patrimoniul de tineret. Nu este pus în slujba tinerilor așa cum arată legea. Și în momentul în care... Mai avem exemplu la Călăraș. Uite, vă dau un caz concret. Avem hotărâre judecătorească la Călăraș. Fundația de tineret de la Călăraș a furat curent la propriu. A furat curent de la municipiu și acum trebuie să dea miliarde de lei înapoi la municipiul Călăraș. Pentru că a furat curent pentru niște case de acolo construite pe teren. Ai dovezi în acest sens? Dar prezintă-le în acest moment. Da, este hotărâre judecătorească definitivă. Da, te rog să o prezinți. Nu, doar nu printez. Dacă nu ai, deci nu poți să te crepi pe cuvânt. Trebuie să o prezinți. Dacă, încă o dată, Cristian, încă o dată revin pentru a nu știu câta oară. Deci în momentul în care faci o afirmație, nu că este neapărat de bun simț, dar ne obligă reglementările CNA-ului să prezinți dovezile. Dacă nu le ai, te rog să te oprești. Deci încă o dată îți mai spun acest lucru, nu că așa vreau eu, ci că așa este regula, da? Vă dau două secunde, trebuie să vă dau numărul hotărârii judecătorești. Nu te mai vedem deloc. Deci dacă doriți, vă dau numărul hotărârii judecătorești de la Călăraș, dar este definitivă și domnii de acolo trebuie să deja generalizați. Bun. Ce se întâmplă? Dacă îmi dai voie să te întrerup, îți dai seama că o să-ți cer și eu dreptul la plică, chiar dacă sunt, pentru că mi-ai adresat direct, chiar dacă sunt realizatorul acestei emisiuni. Dar nu eu vi-l dau, dumneavoastră vi-l dați singur. Nu. O să-mi dau dreptul la replică, pentru că eu de fapt v-am invitat pe voi patru să discutăm aici. Probabil că și alții au cer dreptul la replică. Iată, Mihai Vilcea încă n-a apucat să vorbească. În ceea ce privește afirmațiile tale, încă o dată, în calitate de realizator și moderator acestei emisiuni, spun că trebuie să prezint dovezile. Dacă nu, ele rămân simple afirmații. Eu mi-am făcut datoria și le-am anunțat. În caz că CNA-ul se va sesiza, atunci probabil că se va orienta spre tine. O poziție. A doua poziție, practic, ai vorbit despre anumite situații generale, da? Ai numit, până la urmă, ceva despre București și Călăraș. Te întreb... Eu așa, în calitate de jurnalist, care știu ce înseamnă să faci o documentare înainte de a veni în spațiu public cu un articol de presă, vreau să te întreb dacă ai vizitat vreo fundație județeană pentru tineret din România. Din câte am fost în mai multe clădiri ale fundațiilor pentru tineret. Nu, dar vreau să te întreb dacă ai vizitat oficial acele fundații pentru tineret, dacă ai fost oficial acolo și dacă ai discutat cu reprezentanții fundațiilor. Oficial. Nu oficial, am fost pentru mai multe evenimente. Am fost și la Timișoara, și la București, și la... Na, pe care ai făcut-o și ai ieșit în spațiu public cu acele... Bun, să înțeleg că n-ai făcut acea documentare, ai luat anumite articole, dar... Nu am luat, nu. Deci eu am luat mărturii ale tinerilor și m-am orientat pe ceea ce spune comunitatea de acolo. Doar nu mergeam eu în plin COVID, mergeam eu prin țară să vă caut eu dacă aveți aprinsă. Asta este datoria unui jurnalist, să se documenteze și să vină cu documente și cu probe în momentul în care face astfel de afirmații. Știi foarte bine deontologia jurnalistului, nu trebuie să ți-o spun eu dacă ești jurnalist, știi ce înseamnă acest lucru, așa că nu este o invenție de a nimănui. Nu, eu nu sunt jurnalist, mă scuzați, eu sunt un activist care este pe urma jafurilor din sectorul de tineret. Da, mă rog, din nou, jaful, te rog să fii foarte atent când pronunți acest lucru, pentru că din nou își cer dovezi pe care nu le ai. Așa că te rog să te oprești și să ai o limită, spun cred că pentru a 5-a sau a 6-a oară, da? În momentul ăsta... Altă întrebare, vreau. Cum? Altă întrebare, pentru că ați început deja cu interogatoriu, așa mi se pare. Da, deci dacă ție ți se pare că eu te supun la un interogatoriu, care, mă rog, te-am lăsat să spui, dar cred că e normal ca afirmațiile să ni le însușim și acolo unde este cazul să, referitor la solicitarea pe care ai trimis-o la Fundația Județeană pentru Tineret Dâmbovița, două aspecte aici. În primul rând,
Societatea Academică din România, invocând acea lege a transparenței, știe că nu face obiectul Fundației Județene pentru Tineret, da? Să răspundă pe baza acelui articol din lege și știi că există și a primit Societatea Academică Română, a primit și din partea instanței o astfel de pronunțare. Deci noi o să răspundem pentru că nu este adevărat, este normal, dar legea 544 nu face referire la Fundația Județene pentru Tineret. Aveți obligația, sunteți organizație de interes public și uneori ați accesat și fonduri publice. O să rog pe cei mai documentați în domeniul ăsta să răspundă, dar o să spun doar atât. Fundațiile Județene pentru Tineret nu sunt obligate să facă audit anual. Dacă își cunosc legea, o să te lămurești. Dacă nu, te mai trimit puțin la lege să citești. Deci noi suntem în această situație, cunoaștem legea și îți dai seama că în 30 de ani, dacă încălcam această lege, îți dai seama că eram sancționați până acum. Faptul că nu suntem obligați să depunem audit este conform legii. Ar trebui să studiez mai bine legile, să le însușești. Noi ni le-am însușit. Vedeți la Brăila ce se întâmplă. Bun, vedeți la Brăila ce se atât întâmplă. Atât am avut de spus ca să-ți dau dreptul la replică. În ceea ce privește și la alte, sunt păreri ale tale personale, le respect ca tânăr, fiind tânăr de respect, bineînțeles, sunt alții în măsură să răspundă și aș vrea să-i dau dreptul la replică lui Mihai Dragoș, pentru că l-a cerut. După care o să venim, dacă nu mai ai drept la replică, o să venim și la Mihai Vilcea, pentru că, iată, de o oră așteaptă și n-a putut să intre în dialog cu noi. Mihai Dragoș, te rog. Da, mulțumesc frumos, Vali. Mă bucur că Cristi mi-a lansat o provocare și mie îmi plac provocările, nu numai lui. Îmi pare rău că provocările referitoare la dezbaterea pe fundații nu s-au născut mai repede, dar știți că e niciodată nu-i prea târziu. Și îmi pare rău și că, din păcate, dezbaterea nu mi se pare că e purtată echilibrat. Da, în fine. În primul rând, vreau să spun că există decizii, hotărâri judecătorești definitive, care statuează că atâta timp cât acel regulament despre care este vorba nu este adoptat, adunările reprezentanților funcționează în legalitate. Prin urmare, eu nu aveam cum, în condițiile în care există hotărâri judecătorești definitive care spun că e ok să fie adunările reprezentanților, acestea sunt formate din delegații organizațiilor de tineret, ca să înțeleagă și cei care se uită la noi despre ce e vorba. Deci ele sunt principalul for de decizie. Dacă instanțele au zis că sunt până la regulament, sunt până la regulament. Nu pot să mă uit eu la membrii să le zic să aplice altceva decât la există hotărâri judecătorești. În ceea ce privește activitatea noastră la CTR, poziția pe care federația o are propune decidenților să introducă inclusiv la obligația ca majoritatea, dacă sunt candidați, majoritatea membrilor din consiliile de administrație să fie tineri, ca o anumită pondere a spațiilor fundațiilor să fie folosite doar pentru activități pentru tinere, dar să nu poate fi închiriată permanent terților. De asemenea, să poată să existe o participare decizională, dar la nivel executiv de Consiliul de Administrație, în adunare a reprezentanților, în minoritate, evident, și din partea autorităților locale, dacă finanțează activitățile pentru tineri. Și de asemenea, nu, în niciun caz nu ne-am opus vreodată existența unui control. Ce am spus doar este că acel control administrativ, dar Consiliul Județean de Fundația nu realizează scopul și trebuie dizolvată, în niciun caz acest lucru n-ar trebui să-l facă direct Consiliul Județean, unde sunt actori politici care pot fi de bună sau de rea credință. Și asta, eventual, trebuie constatat în instanță de judecată dacă vorbim de sancțiuni de această gravitate. În rest, dacă sunt persoane care au încălcat legea în exercitarea atribuțiilor lor, să plătească din instituții. Nu este treaba mea să răspund pentru ei. Într-adevăr, nu a existat nici și din CTR, apropo, CTR nu reprezintă fundațiile în sens larg. Poate Cristi nu este la curent cu membership-ul CTR. Reprezintă o minoritate a fundațiilor. Unele au mai fost date afară și pe parcursul anilor anterior și altele au fost înființate și au aderat la CTR. Iar cele care au fost înființate inclusiv cu sprijinul CTR sunt conduse de persoane tinere. Într-adevăr, sunt în general în județe care nu dețin un patrimoniu sau sunt situații în care fundațiile nu au intrat în posesia patrimoniului respectiv, cel puțin până în acest moment. Da, și standardele interne ale CTR spun că structura trebuie să aibă anumită reprezentativitate și să fie deschisă, în sensul să primească aderări. Ei, în ceea ce privește membrii CTR care au rămas membri și nu au fost în federație sau nu s-au retras, nu am avut nicio situație în care să ne fie sesizată o abatere de la aceste obligații.
Da. Sancțiunile față de membri, după cum știm cu toții foarte bine, se aplică în funcție de reglementările interne, nu pentru că nu-mi place mie cu o persoană sau alta la conducere. De asemenea, ce am mai făcut este că pe legea tineretului am susținut ca centrele de tineret, care pot fi finanțate de către autoritățile publice, centrale sau locale, dar se poate fi înființate și de organizații neguvernamentale, adică inclusiv de fundații. Ideea era tocmai aceasta, de a crea o sursă de finanțare pentru ca fundațiile să se întrețină. Și o problemă pe care am avut-o de foarte multe ori atunci când am încercat să convingem și personal să conving organizații să intre în fundațiile pentru tineret, a fost tocmai asta, că situația legislativă este neclară, dar în sensul în care adunarea reprezentanților care e formată din delegații organizațiilor de tineret, conform ordonanței de urgență, ar trebui să dispară. Acest lucru, dacă se va întâmpla vreodată, se va întâmpla la adoptarea regulamentului despre care vorbim. Dar dacă legea nu se modifică, pentru că oamenii ziceau, bun, intrăm, dar s-ar putea să fim scoși afară două săptămâni mai târziu. De ce să intrăm? După aceea, că nu există mecanisme de finanțare foarte clare la care să permită o sustenabilitate până la urmă acestor clădiri, fără cafenele, care fac obiectul multor scandaluri și au mai tot făcut. Dacă de ce se fac cafenele? Ok, nu știu dacă ar trebui să facă cafenele sau nu, dar nu mă cert o sursă de finanțare. Trebuie să existe ca să întreții clădirile alea. Ori, dacă nu există o sursă pentru că e dedicată activităților pentru tineret, atunci o să fie alte activități acolo. Și asta evident că deranjează de multe ori și organizații de tineret care vrea să intre. Dar de ce nu sunt doar activități de tineret? Bun, e o luptă dacă vrem să obținem și finanțare pentru chestia asta. Și pe lângă asta există într-adevăr în țară, nu e vorba de fundațiile membre cetare, dar mă rog, și nici nu o să le dau numele acum pentru că poți adu probe. Dar există fundații sau județe în care am avut semnale că fundațiile nu primesc organizații care vor să adere. Deci există și astfel de situații pe care, din nou, poziția noastră a fost tot ca modificările legislative să garanteze că orice organizație interesată poate să intre în fundații. Și orice reformă va fi făcută trebuie să garanteze acest aspect foarte simplu, adică e foarte clar că, nu știu, except în cazul în care organizația nu are actele în regulă sau, nu știu, nu are rulaj zero la activități, că nici nu poți acum să faci 10 organizații cu câte 200 de lei patrimoniu inițial și ca să iei controlul fundațiilor. Deci niște standarde minime trebuie, însă trecând peste acele standarde minime trebuie să fie accesul organizațiilor garantat în structurile de decizie, iar structurile de decizie trebuie să fie stabile, adică organizațiile ca să intre trebuie să știe că nu intră de fapt pe o situație neclară. Adică dacă vrem într-adevăr să facem organizațiile de tineret și tinerii, atunci cel puțin acea parte din ordonanța de urgență 166 trebuie schimbată. Iar noi când am mers la decizie, n-am mers niciodată să le zicem nu aplicați regulamentul. Am mers și le-am zis. Poziția noastră pe fundație este că adunările reprezentanților trebuie să existe în continuare, adică organizațiile de delegații organizațiilor de tineret să fie principalul for de decizie, că trebuie să fie surse de finanțare, că trebuie să existe și control, dacă revine, dar împreună cu soluții pentru finanțare și asigurarea sustenabilității. Dar faptul că Parlamentul nu a avansat pe subiect, sincer, cu părere de rău, nu pot să-mi asum eu cât de repede se încerca la Parlament. Pentru că ei, de ce cele mai multe ori s-au blocat? Există și interese din partea autorităților locale, de multe ori, să preia acele spații nu pentru, sau mă rog, cel puțin asta este feedback-ul pe care l-am primit din partea fundațiilor, care existau un interes să fie preluate pentru alte scopuri, da? Nu pentru activități, pentru tinere. Și asta putem să vedem, de exemplu, la Maramureș, da? Unde fundația a fost dizolvată și Consiliul Județean a intrat în proprietatea clădirii. Ea nu este un centru pentru tineret. Da? Nu asta se întâmplă acolo. Că poți accesezi și tinerii din când în când spații, ok. Nu este centru pentru tineret. Și nu avem în țară situații de centre pentru tineret, dar funcționale pe deplin, înființate de autorități locale și care sunt mai probleme. Nu avem. De ce am avea încredere că autoritățile locale pot să facă această administrare ok? Pentru că asta se întâmplă dacă ceea ce vrea Cristi se aplică. Da? De ce am avea încredere că ele o să administreze mai bine? Că odată ce au plecat clădirile la autoritățile locale, ele nu se mai întorc. Nu mai avem ce să intervenim acolo. S-au pierdut scopul și l-au pierdut. La fel, am avut o situație interesantă la Iași cu o clădire care este deja în patrimoniu public, e vorba de Casa de Cultură a Studenților din Iași și când voia să o preia Consiliul Județean și Consiliul Județean motiva acolo că vor să facă, nu știu, sală principală de spectacole și repetiții pentru Filarmonica Iași, dacă nu mă înșel.
Adică avem tot felul de semnale că există riscul ca dacă aceste clădiri trec la autoritățile publice, scopul lor se va schimba. Și ce cred eu este că, având în vedere că vorbim despre o parte a patrimoniului fostei Uniunii Tineretului Comunist, care da, ne interesează în mod special, care nu au fost donate de stat, au fost edificate de UTC Mișcă. Nu putem să scoatem organizațiile de tinere din deciziile de acolo și să ne prefacem că e ok. Nu e ok. Dar ce ar trebui ca în continuare mișcarea de tineret să aibă acces la decizii. În rest, sunt foarte de acord cu Cristi spunea că trebuie să fie tineri și e de acord cu asta. Dacă e de acord cu asta și eu sunt de acord cu el, dacă trebuie găsite soluții ca să garantăm că se întâmplă aceste lucruri, dar într-un mod care să atragă într-adevăr și implicarea organizațiilor pentru tineret. Ori asta necesită o modificare legislativă. Da? Dacă aplicăm pur și simplu și am închis sistemul și am dat fundațiile statului, nu mai avem ce să reluăm. Ori clădirile sunt acolo și după 30 de ani. Deocamdată nu au fost jefuite în sensul de a fi înstrăinate, decât, mă rog, unele dintre ele înainte de anul 2002, când înstrăinările încă erau legale. Și dacă a mai făcut cineva ilegalități după, o să răspundă în fața legii. Niciun fel de problemă. Că nu vrem să disculpăm și niciun caz nu cred că vrea cineva să scoate din lege faptul că clădirile care au aparținut fostei UTC nu pot fi străinate. Niciun caz. Dar trebuie să găsim o soluție rațională care să asigure că organizațiile de tineri sunt acolo în centrul deciziei și că spațiile pot fi folosite pentru tineri și atunci când nu sunt, într-adevăr că pot fi aplicate și sancțiuni dacă e vorba de reacredință. Da, mulțumesc Mihai pentru aceste precizări. Colegii mă anunță că mai trebuie să luăm în curând o scurtă pauză de publicitate, de aceea n-aș vrea să-i dau cuvântul lui Mihai și apoi să-l întrerup după un minut. Ceea ce vreau să specific din start și la ceea ce ai menționat tu și într-un fel nu pot să nu spun că nu sunt de acord cu unele precizări pe care le-a făcut Cristian, da, așa cum vede el problema. Da? Deși, iată, am o vârstă în care teoretic nu mai sunt tânăr, dar am în spate câteva sute de tineri care mă țin reprezentanta lor acolo, da? Pentru că am această experiență, pentru că este o corvoadă să țin în funcțiune un patrimoniu care n-are resurse de finanțare, să-l țin proporție de peste 60% pentru activități de tineret, să-l fac să funcționeze, să nu consume bani de la buget, ci din contră să contribuie la buget cu taxe și impozite, să nu primești niciun leu de la stat și totul să faci activități de tineret în condițiile în care ai doi angajați pentru cele câteva sute de activități anual și astfel de probleme de ordin funcțional și de existența acestor fundații de ține pentru tineret. Și, din păcate, și Cristian face această greșeală, confundă fundațiile ține pentru tineret cu casele tineret sau cu patrimoniul respectiv. Fundațiile sunt mult mai mult decât atât, sunt niște entități, au viață, sunt câteva sute de tineri active în multe fundații, poate la nivel național sunt mai mult de sute de, sunt mii de tineri, sunt poate sute de organizații neguvernamentale de tineret. Și vreau să fac această mențiune pentru că se face o confuzie, inclusiv la cel mai înalt nivel, pentru că nu sunt fundații de tineret, ci sunt fundații pentru tineret. Și cine cunoaște terminologia foarte bine, face diferență între structuri de tineret și structuri pentru tineret, aceasta ca să nu mai discutăm tot mereu că sunt de tineret, pentru tineret, trebuie să ne referim strict, fundații județene pentru tineret. Acum aș vrea să luăm o scurtă pauză de publicitate și promit că îi vom da cuvântul și lui Mihai Vilcea, pentru că așteaptă de o oră jumătate și n-a reușit să vorbească. Ne revedem imediat după publicitate. Foarte repede revenim. Emisiunea Să fii tânăr din nou în direct în studio Columna TV. Invitații mei de astăzi îi vedeți, Cristian Ghinghe și coordonator proiecte Societatea Academică din România, Mihai Dragoș, de la Consiliul Oper, Departamentul de Tineri, vicepreședinte al Consiliului Consultativ pentru Tineret. Gabriel Carnariu este președinte Consiliului Tineret din România și Mihai Vilcea, care este reprezentantul Fundației Naționale pentru Tineret și președinte la Fundația Independentă pentru Tineret Timiș și care, în final, are cuvântul. Te rugăm să ne scuzi și îți mulțumim că ai așteptat atât de mult, dar vezi că discuțiile și dezbaterile sunt foarte aprinse, așa că, Mihai, ai cuvântul. Vă salut și eu și felul în care Cristian prezenta situația de dezbatere disproporționată, vă să spun că în sfârșit un reprezentant al fundațiilor dintre participanți vorbește despre problema fundațiilor, că tot asta e principalul lucru care se discută. Pentru început, câteva cuvinte despre FIT, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș. Este o fundație care a fost înființată încă din anii 90, mai exact din iunie, și din 2016 este singurul centru de tineret din România care este certificat de Consiliul Europei.
Trebuie menționat faptul că în întreaga Europa sunt numai 13 centre astfel certificate, noi fiind singuri din România, și centre similare se mai găsesc numai în alte 10 state europene. Și aici nu vorbesc de statele Uniunii Europene, ci de statele Consiliului Europei, ca să putem încadra în general. Și pentru că vorbesc din perspectiva de președinte al unei fundații, dar și în același timp de reprezentant al Fundației Naționale pentru Tineret, ar trebui să aducem câteva clarificări la ceea ce s-a discutat până acum. Pentru că colegii mei de platou virtual sunt în sfera fundațiilor, nu sunt direct implicați în fundații. Drept urmare, prima clarificare merge către ceea ce înseamnă patrimoniul fostului UTC. Patrimoniul fostului UTC cuprindea trei tipuri de clădiri pe care le aveau. Și erau clădirile în proprietate, clădirile care au fost construite din resursele proprii ale UTC-ului, asta însemnând cotizații ale membrilor, activitatea economică, donații și așa mai departe. Erau clădirile închiriate, pentru că da, UTC-ul avea și clădiri închiriate, și erau acele spații care erau ocupate gratuit. În 1990, atunci când a apărut decretul lege, care are la bază ființarea fundațiilor, aceste imobile au fost predate, nu au fost doar din o anumită categorie, ci din toată categoria. Fie că au fost construite direct, fie că au fost construite fie că au fost utilizate, fie că au fost în chirie. Din păcate, sunt foarte multe județe în țară unde acest patrimoniu nu a fost predat de către autoritățile publice și a rămas în continuare a fi utilizat de către ele. Și sunt cazuri elocvente la Cluj, este unul dintre cel mai mare, și m-ar bucura să văd o analiză și asupra acestor elemente. În același timp, mai trebuie aduse câteva clarificări, pentru că la un moment dat Cristian vorbea despre faptul că fundațiile sunt de mătase mai mici pe foaie de interes public. Fundațiile nu sunt de interes public, fundațiile sunt de utilitate publică. Sunt termeni total diferiți în ceea ce înseamnă elementele juridice. În același timp, o altă clarificare ar mai trebui adusă și vis-a-vis de direcția dată către Suceava, că patrimoniul nu este utilizat de către tineri. Fundația Județeană de la Suceava nu este o fundație care să dețină patrimoniul. Drept urmare, acele întrebări sau plângeri pe care cu dreptate tinerii sau organizațiile tinerii care au făcut, nu trebuie adresate către Fundația Județeană de acolo, pentru că fundația nu deține un patrimoniu în acest sens. Am ținut neapărat să facem aceste clarificări, pentru că este nevoie ca telespectatorii să aibă informația corectă și clară. Cu atât mai mult, toți invitații din seara aceasta au vizitat și au stat și discutat în detaliu despre ceea ce înseamnă o fundație și asta pot să fie urmată pentru că au vizitat și am discutat despre modalitatea de funcționare a fundațiilor chiar aici la Timișoara. Atât Mihai, Gabriel, cât și Cristian au făcut acest lucru. În același timp s-a mai vorbit despre faptul că în spațiile deținute de fundații funcționează cafenele, baruri sau alte genuri de activități. Da, este adevărat și este un lucru care se întâmplă. Noi fiind o fundație în spațiul căruia, pe lângă activitățile de și pentru tineret, sunt și alte tipuri de activități. L-aș invita pe Cristian și pe cei care au opinii distincte să vadă cum funcționează modelele de bună practică din Europa în ceea ce înseamnă centre de sau pentru tineret. Poate mai mult cu data de aici a fost luată și este evaluată constant de Consiliul Europei. Sunt modalități prin care, da, se obține un gen pentru a putea menține acest patrimoniu funcțional. Și vin cu un exemplu concret cu ceea ce înseamnă funcționare. La Timișoara, în perioada de iarnă, o factură de gaz pentru încălzire variază între 7 și 10 mii de euro pe lună. Drept urmare, acest venit trebuie să vină de undeva, pentru că statul, indiferent că vorbim de autoritate locală, regională sau națională, nu a pus la dispoziție niciodată resurse financiare pentru a putea fi acoperite. Alte aspecte care trebuie neapărat clarificate sunt și cele pe care le referitoare la audit.
Da, ceea ce spun este și adresele pe care le-au trimis au referire la auditul statutar. Este vorba despre un ordin de ministri din 2017 care prevede obligativitatea entităților care dețin, de fapt pe perioada în care dețin statutul de utilitate publică, să aibă acest audit statutar. Așa este trecut în, în ordinul de ministri. În același timp, legea care prevede ceea ce înseamnă auditul statutar, și anume legea 162 din 2017, că o aveam notat aici să nu comităm mai departe, auditul statutar se realizează dacă se îndeplinesc două din următoarele condiții. Suma totală pe bilanțul contabil este de cel puțin 4 milioane de euro, cifra de afaceri nete este de peste 8 milioane de euro, sau numărul mediu de angajați în exercițiu financiar este de peste 50. Mi-aș dori tare mult ca în România să existe cel puțin o fundație care să îndeplinească cel puțin una din aceste, din aceste reguli. Și cu atât mai mult cu cât vorbim despre aplicarea legii, cred că atât Cristian cât și colegii de platou sunt de acord când, când spun că atunci când cerem aplicarea legii, o cerem în ceea ce înseamnă ordinea și puterea judecătorească a fiecărei legi. Știm foarte bine că legea tinerilor, legea tineretului din 2006, este o lege mai nouă și cu o forță juridică mai mare față de ceea ce înseamnă un regulament pe care Ministerul Tineretului le-a realizat. Și da, să răspund acestei întrebări, cerem aplicarea legii, după cum bine s-a văzut, Fundația Națională pentru Tineret a trimis către Ministerul Tineretului și Sportului o propunere de soluționare în acest sens, și anume de integrarea în ceea ce înseamnă legea tineretului care se află în cameră decizională în Parlament acum, unui capitol specific care să clarifice în totalitate ceea ce înseamnă funcționarea fundațiilor județene pentru tineret. Ne dorim o clarificare, iar o ordonanță de urgență sunt total de acord că nu este soluția dezirabilă pentru ceea ce înseamnă fundații județene pentru tineret. În același timp, alte lucruri, elemente din interiorul fundațiilor, dacă le-aș putea menționa așa, pentru că, așa cum spuneam, sunt singurul invitat care vine din partea unei fundații și ține. În tot ceea ce înseamnă activitatea a fundațiilor, nu trebuie să omitem un lucru. Și cred că Mihai aici de față, dar și Gabriel și Cristian, care au făcut deplasări din exteriorul țării și au văzut ceea ce înseamnă activitatea, deși pentru tineret, participarea tinerilor este esențială. Focusul principal al Fundației Județene de la Timișoara este participarea tinerilor. Drept urmare, a fost alegerea noastră de a avea un consiliu care să fie alcătuit integral din tineri. Și m-aș bucura dacă am fi în totalitate onești și să nu spunem că presupunem că ar putea fi fundații care funcționează, pentru că cunoaștem foarte bine că există fundații care sunt date de, ca exemple de bună practică în Europa. Dacă vrem să prezentăm adevărul în totalitatea lui, îl prezentăm așa cum vrem, cu fundații care funcționează bine și foarte bine, cu fundații care funcționează decent sau cu fundații care au nevoie de schimbări mai mici sau radicale. Și trebuie să recunoaștem faptul că, la fel cum fie statul, fie structuri mari, au elemente multiple, sunt unele care dau rezultate și unele care au nevoie de o intervenție. O modificare legislativă înseamnă o modificare care le afectează pe toate. Și îmi pare rău să văd că aici, fie din invitați, fie din opinia publică, există unii reprezentanți ai organizațiilor de tineret care cer realizarea acestui regulament în timpul cât mai scurt și nu își dau seama că ceea ce în Europa este văzut ca exemplu de bună practică, practic nu va mai exista în forma actuală. Nu spune nimeni că nu trebuie să existe o schimbare. Dar o schimbare trebuie făcută de așa natură încât rezultatul să fie unul pozitiv pentru tine și focusul trebuie să-l avem în acea, în acea direcție. În același timp, m-a susținut de plăcut modalitatea de abordare și instigarea la ceea ce înseamnă un conflict intergenerațional, dacă l-aș numi în felul acesta, din partea invitațiilor din seara acesta. Nu este vorba de bătrâni versus tineri.
ceea ce înseamnă lucru cu tinerii presupune inclusiv interacțiune intergenerațională. Tinerii nu există într-o societate diferit față de restul societății. Fundațiile județene pentru tineret au adunările generale formate din organizații de și pentru tineret. Să nu uităm Mihai sau Cristian, pentru că voi ați avut interacțiuni mai multe. Organizațiile pentru tineret din afara țării sau chiar și organizațiile de tineret au în conducerea lor persoane care nu sunt neapărat tinere, conform standardelor din statele respective. Și fiecare dintre voi ați văzut aceste exemple. Și să nu avem în special, să nu avem un discurs demagogic și de după măsură, să prezentăm în totalitate ceea ce înseamnă exemple de bună practică utilizate în exterior și dovedite ca și, ca și succes. Și da, tinerii au nevoie de un spațiu de exprimare, fie că vorbim de spații în care se desfășoară activitățile, fie că vorbim de participarea în ceea ce înseamnă luarea deciziilor. Da, tinerii trebuie să aibă acces în consiliile de conducere ale fundațiilor și da, trebuie să existe posibilitatea ca fundațiile să-și poată decide singure gradul de ocupare în locurilor din consiliul de către tineri. Și la ce fac referire? Dacă mâine va apărea un normativ care va impune ca două treimi din conducerea unei fundații să fie exclusiv tineri, vă dau exemplu de la Timișoara, forma noastră de organizare va fi afectată, pentru că în momentul de față avem 100% tineri, ceea ce înseamnă că noi va trebui să respectăm noile reglementări și să facem un pas în spate în ceea ce înseamnă participarea tinerilor, lucru în care noi credem cu tărie și pe care atât invitații din toată lumea, și foarte mulți tineri sau reprezentanții tinerilor din țară le-au văzut sau l-au experimentat în Timișoara. În același timp, trebuie să fim conștienți că ceea ce înseamnă utilizarea patrimoniului, de exemplu. Și aici fac o diferențiere între ceea ce au fundațiile. Fundațiile au în gestiune, în proprietate, de fapt, case ale tineretului, clubul ale tineretului sau sedii ale postului UTC. Casele tineretului, da, sunt infrastructuri foarte mari, exemplu de la Timișoara de 11.000 de metri pătrați, dar există și cluburi ale tineretului care, ca și construcție, sunt formate dintr-o sală principală și două, trei săli micuțe, fie magazin, fie săli de birouri. De urmare, pentru a putea funcționa, dacă nu există niciun fel de resursă financiară, ne punem în ipostaza unei fundații care deține numai un singur club al tineretului, unde găsim o sală și trei birouri. Dacă fundația ar închiria cele trei birouri, nu ar avea resurse financiare suficiente ca să întrețină întreaga clădire. Și când spun întreținere, mă refer doar la plata utilităților sau asigurării cel puțin a unui angajat. Dacă închiriază sala mare pentru orice altă activitate la care da și tinerii să aibă acces, este prezentată că se devalizează patrimoniul destinat tinerilor. Dragă Cristian, ești consilier local în timpul liber și cunoști foarte bine cum funcționează instituțiile publice și mai ales cum se gestionează imobilele. Știi foarte bine că resursa financiară trebuie să vină de undeva pentru a le putea menține și mai ales pentru a plăti aceste utilități. Nu sunt de acord nici cu ideea în care autoritățile locale sau județene ar putea avea un loc în ceea ce înseamnă Consiliu sau un loc la masa deciziei în rândul tinerilor, doar pentru că vin să plătească. Tinerii trebuie să aibă un for în care să se exprime fără interferențele autorității publice. Autoritatea publică are obligația de a sprijini ceea ce înseamnă structuri de și pentru tineret. Să ne uităm că fundațiile, de fapt, sunt structuri federative ale organizațiilor de tineret. Nu sunt entități scoase din context, au adunare generală, atât ca federațiile naționale, de exemplu, unde există persoane juridice și anume organizații de și pentru tineret. În același timp, m-ar bucura foarte mult să văd mai puțină pasiune și mai puțin populism, ceea ce înseamnă discursuri publice. Eu înțeleg de data aceasta, Cristian, că te pregătești de campanie pentru alegerile de la Bacău, dar în for în care discutăm despre un patrimoniu al tinerilor și discutăm obiectiv cu toate cărțile pe față, nu ar trebui să fie spațiu de exprimare populistă.
în momentul de față și este o opinie pe care în totalitate mi-o asum. În același timp, așa cum eu nu am intervenit, te-aș ruga să îmi dai voie să finalizez. Am așteptat o oră și da, eu trebuie să intervin să vă spun că mai sunt 3 minute și jumătate, așa că nu, ia doar de 2 ore. Ca să, deci, dacă cer corectitudine... Atunci, ca să, atunci da. Ca să închid, dacă mai sunt 3 da, minute. Da, Mihai, sigur, te rog. Nu trebuie să uităm capacitatea extraordinară a statului de a gestiona infrastructura de și pentru tinere. Și mă bucur, Cristian, că ai făcut o anchetă pe o locație din Bacău. Dacă nu ai avut acces pe site-ul tineret.ro, ce înseamnă avere, care se află fie în gestiunea sau în proprietatea Ministerului Tineretului, dar și cele care se află în proprietatea sau în gestiunea autorităților locale. Și să nu uităm un lucru, pentru că s-a pomenit aici de Societatea Academică Română, să nu uităm studiul pe care chiar Cristian l-a realizat despre eficiența consiliilor județene și implicarea lor în ceea ce înseamnă domeniul de tineret și cred că ne poate pune cu mare drag la dispoziție atât concluziile cât și rezultatele pe care le-a avut în această arie. Și cred că o soluție care să fie în sprijinul tinerilor nu înseamnă un discurs populism, hai să punem un regulament în aplicare, chiar dacă legile s-au mai schimbat, ci înseamnă să găsim niște soluții. Știm foarte bine că dacă acel regulament se pune în aplicare, acele consilii pe care le-a analizat foarte bine, consiliile județene, vor gestiona de fapt acest patrimoniu. Și dacă într-un studiu pe care tu l-ai arătat opiniei publice că nu este soluția optimă ca un consiliu. Un consiliu județean nu se preocupă de tineri și nu alocă finanțare de 50.000, de 10.000 de lei pentru organizațiile de tineret. Acum să venim și să susținem că un patrimoniu care în anumite locații este vast și mare trebuie să fie gestionat de exact aceleași entități, cred că nu este o soluție pozitivă pentru tineri. Reiterez ceea ce Fundația Națională pentru Tineret a venit către Ministerul Tineretului și Sportului și anume faptul că pentru a reglementa regimul de funcționare al fundațiilor județene pentru tinere este nevoie de dialog, este nevoie de timp și nu se soluționează prin aplicarea, prin crearea unui regulament sau prin crearea unei ordonanțe de urgență, ci se rezolvă prin crearea unei legislații care să cuprindă tot ceea ce înseamnă diversitate și care să aibă tinerii pe primul plan. Da, mulțumesc, Mihai. Pentru că ne apropiem de sfârșitul emisiunii, o să vă rog câte 30 de secunde fiecare și încep cu Cristian Ghingheș, pentru că a și cerut cuvântul, după care o să rog pe ceilalți invitați, Mihai și cu Gabriel, să spună și ei câte ceva spre finalul emisiunii. 30 de secunde fiecare. Te rog, Cristian. Da, sunetul. Din nou ai probleme cu sunetul, nu te auzim. Deci te rog să refaci sunetul. Da, nu apăsasem pe microfon, da. Te auzim. Sper că totuși că această situație privind fundațiile pentru tineret să fie normată cât mai curând, să avem în primul rând un regulament care este în dezbatere publică la Ministerul Tineretului și desigur trebuie să ne uităm și către Parlament să vedem ce decide cu privire la aceste fundații, pentru că ele au fost înființate prin lege și este posibil să fie și desființate prin lege, nu este exclus. Aici fundațiile vor avea cumva, sau mă rog, sunt puse în fața unei alegeri. Nu numai alegeri, dar va trebui să accepte și regulamentul și apoi, eventual, după ce acceptă regulamentul, în Parlament să vadă dacă sunt sau nu desființate, pentru că există suficiente motive pentru membrii Parlamentului și mă bucur că membrii Parlamentului chiar au o inițiativă transpartinică. Și ăsta e un mare lucru în 2020, ca mai mulți tineri de la mai multe partide să se reunească pe un subiect. Și iată că fundațiile i-au reunit și va fi interesantă dezbatere de acolo, pentru că acest subiect va mai fi discutat. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumim, Cristian. Mihai Dragoș, te rog. Da, ce... Mă rog, spre deosebire de Cristi, care în continuare vrea să fie să desfințeze fundațiile și să dea patrimoniile a consiliilor județene, fie să le pună sub ordinea decizională a consiliilor județene, că asta înseamnă ce susține adoptarea regulamentului. Spre deosebire de el, eu sper că decidenții sunt mai înțelepți și că susțin într-adevăr tinerii și implicarea lor în fundații și o soluție de normare
așa cum spunea și Cristi, care să creeze da, un echilibru între obligații și resursele care se alocă și sprijin și, bineînțeles, care garantează în continuare implicarea organizațiilor de profil ca în principala structură decizională și menținerea acestea ca fiind formate din delegații lor și din alte autorități. În rezoluție există, dacă avem deschidere și bunăvoință să le găsim și să le punem în practică și eu sunt sigur că și acei 8 parlamentari sau cât sunt își vor reveni după ce vor înțelege mai bine subiectul. Mulțumesc, Mihai Dragoș și Gabriel Carnariu, te rog. Eu fac un apel. Cristi încearcă să vorbească cu noi ca să știu dacă... Cristian, nu te auzim din nou, dar te rog, haide că trebuie să finalizăm emisiunea și trebuie să vorbească și ceilalți invitați. Te rog, Gabi. Ok, eu fac un apel ferm către decidenții pe care i-am ales în Parlamentul României să aibă deschidere către dialog cu realii reprezentanții ai mișcării de tineret din România, cu realele structuri de reprezentare a structurilor de tineret, pentru că este important să stăm la aceeași masă, este important să avem dialog, e important să ne facem vocea auzită, e important ca parlamentarii să ne înțeleagă și nu doar să se facă că au consultat anumite entități juridice, să zicem, așa numiți reprezentanți ai tinerilor, când de fapt mai au de mâncat foarte multă mămăligă și vă zic sincer că mămăliga asta e destul de bună și vă recomand, dragi tineri, să vă implicați în activități de tineret, organizații care cu adevărat chiar vă reprezintă interesele, așa cum e Consiliul Tineretului și structurile membre al Consiliului. Mulțumim, Cristian Carnariu. Te rog, Mihai Vilcea, și tu? Da, și voi încerca să fiu foarte scurt. O reformă a ceea ce înseamnă patrimoniu pentru tineret nu înseamnă doar o reformă a ceea ce fundațiile județene pentru tineret dețin. Trebuie analizat tot ceea ce înseamnă patrimoniu pentru tineret și aici fac referire la ceea ce dețin autoritățile locale, județene, autoritățile naționale, în spațiul Ministerul Tineretului și nu numai, dar și biroul și guvernul pentru tineret și tineret. Nu trebuie să punem, să ne erijăm în ceea ce înseamnă salvatorii patrimoniului tineretului doar pentru că facem o analiză pe ce componenta de fundație sau dorim reglementarea acolo. Reforma cu adevărat înseamnă reforma întregului patrimoniu destinatarilor. Drept urmare, o analiză asta propuneam din partea Fundației Naționale pentru Tineret, o reglementare la nivelul legii tineretului, care se află în Camera Decizională, care ar avea puterea să acopere întreg patrimoniul, indiferent de ceea ce înseamnă utilizarea sau deținerea lui de autoritate publică sau de entitate privată, cum este în cazul Fundațiilor Județene pentru Tineret. Hai să avem o abordare constructivă și cu direcție către beneficiarul final, și anume tânărul, și să nu folosim spațiul public de a arăta cine este mai bun, cine are soluția mai bună, să folosim, să spunem, o organizație este mai bună ca alta, sau să folosim spațiul ca un spațiu de expunere, indiferent de dorințele noastre politice sau în următoarea perioadă. Și cred că abordare constructivă din partea noastră, fie că vorbesc de Fundația Județeană pentru Tineret Migniș, fie că vorbesc de demersul pe care l-am avut legat de legislația fundațiilor cu Fundația Națională pentru Tineret, a fost unul constructiv, transparent și dornic de a găsi soluția pentru tineret. Da, stimați invitați, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Concluzia este că mergem înainte, sperăm ca Ministerul Tineretului și Sportului să dea dovadă în continuare de deschidere și dialog cu aceste entități, să venim la această convocare în care să discutăm și să finalizăm această inițiativă de legislativă privind regimul juridic al Fundației Județene pentru Tineret și al Municipiului București. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Subiectul este unul deschis. Sper să ne reîntâlnim într-o ediție viitoare, pentru că sunt aceste aspecte care nu ne privesc doar pe noi ca persoane sau ca entități limitate, ci privesc întreg sectorul de tineret și, de ce nu, viața publică și viitorul României. Mulțumesc pentru prezență, Cristian Ghinghe și Societatea Tehnică din România, Mihai Dragoș, Consiliul Europei, Departamentul Tineret, Gabriel Carnariu, Consiliul Tineretului din România,
și Mihai Vilcea, Fundația Națională pentru Tineri și Fundația pentru Tineri a Județului Timiș. Sunt Valentin Grigore, în numele Fundației Tineri pentru Tineri Dâmbovița. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Îndemnul nostru, prețuiți tinerețea, indiferent de vârsta pe care o aveți. Mulțumim pentru atenție, la revedere! Să fii tânăr ca o torță, să fii tânăr ca un vis, galopând prin căi lactee, să schimb lumea în paradis.